reabilitarea străzilor din municipiul Botoșani. Avem un câștigător pentru lucrările din contractul cadru pentru următorii 4 ani de zile pentru reabilitarea străzilor. Suntem în perioadă de așteptare a contestațiilor, dacă va fi cazul, aproximativ 10 zile, după care intrăm cu reabilitarea străzilor și plombările pe care trebuie să le facem în municipiul Botoșani. Am transmis colegilor și voi urmări îndeaproape lucrările de anul acesta, care vor începe cu reabilitarea străzii Suceri. Acolo unde vom scoate dalele de tramvai, dezafectarea scoarurilor și asfaltare, iar în continuare tronsonul Bulevardul Mihai Eminescu de la intersecție cu Sucevei până la benzineria MOL. De asemenea, un tronson pe care nu a circulat niciodată tramvaiul, destul de afectat, și amenajarea unui sens giratoriu în această zonă. Lucrurile vor fi, în primul rând, proiectate, autorizație de construire și apoi execuția propriu-zisă. De asemenea, vom scoate toate scoarurile de pe calea națională. Scoarul care afectează în acest moment circulația autoturismelor și care nu vor mai fi pe viitor folosite în infrastructura care a fost pregătită pentru tramvai. Dar acolo scoateți? În funcție de capacitatea firmei care a câștigat licitația și de finanțările pe care le vom avea, îmi propun în viitor să scoatem dalele de pe toată calea națională. Dar vom lucra etapizat pentru că avem și alte zone din municipiul Botoșani unde îmi doresc să intervenim, zone cu probleme, acolo unde aștept și sprijinul companiei de apă să înlocuiască conductele pentru a nu sparge iar covorul asfaltic. Și aici mă refer la strada Colonel Tomoroganu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, strada Petru Rareș, acolo unde carosabilul arată foarte rău, dar nu putem interveni pentru că sunt convins că într-un interval de timp foarte scurt, dacă nu sunt înlocuite conductele de apă, vom avea avarii și intervenții în carosabil. Am avut rezultate și apreciez implicarea celor de la Nova Paserv pentru tronsonul Doboșari. Tronson finanțat cu bani de la Consiliul Județean, doresc să le mulțumesc pe această cale, ne-au finanțat consistent aceste tronsoane de drumuri județene aflate în administrarea primăriei municipiului Botoșani și în acest moment închidem cel de-al doilea tronson de pe strada Doboșari. Acolo s-a înlocuit conducta de apă și nu vom mai avea avarii. Pe celălalt tronson pe care am lucrat anul trecut, rezultatele sunt dintre cele mai bune, carosabilul este într-o stare adecvată, nu au fost avarii la apă.